Astăzi o să facem un video ceva mai static, un fel de storytelling și anume voi sta jos și vă voi povesti despre ultima experiență din care m-am întors. V-am supus la vot pe Instagram să vă întreb dacă vi s-ar părea sau nu interesant un video de genul ăsta, care este povestea mea și cum am ajuns în tabăra Yupi ca voluntar, cum a fost acolo și sper eu ca la final să vă motivez și pe voi să vă implicați în voluntariat. Nu neapărat în tabăra Yupi, ci în general să vă implicați în voluntariat, pentru că, din punctul meu de vedere, e singurul mod în care poți să investești real din timpul și energia ta altora. Pentru că donații putem face cu toții, nu-i așa? Să donăm bani și haine e foarte la îndemână. Pe când să investești din timpul și energia ta, e mai greu și mai mult mai satisfăcător, uman vorbind. Bun, Yupi Camp este o tabără pentru copiii și adolescenții cu boli oncologice și diabet. Eu am fost voluntar în tabăra de adolescenți cu diabet. Motivul pentru care nu pot să vă arăt un vlog din tabără, pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil v-ați obișnuit cu stilul meu de a face vloguri din orice călătorie sau experiență la care iau parte. Ei bine, în tabăra Yupi nu am avut voie cu telefoane, prin urmare nu am avut voie să filmez de acolo, dar sper ca pe parcursul acestui video să vă pot arăta așa un pic din tabără prin imaginile pe care le voi insera pe parcurs. Așadar, cum am aflat de Yupi? Mi-a scris cineva care deja era voluntar în tabără, văzându-mă pe internet atât de implicată și activă, mi-a propus să iau și o parte la povestea Yupi. Bineînțeles că nu am stat pe gânduri, mi-a plăcut enorm ideea și prin urmare am aplicat pe site-ul lor, vi-l las aici în descriere, acolo vă puteți și înscrie ca participanți și vă puteți înscrie și ca voluntari. A fost un interviu destul de serios, a fost un CV, o fișă medicală, multe, multe documente pe care cei din conducerea Yupi le-au luat în considerare înainte de a mă accepta ca voluntar. După care a urmat un weekend de pregătire, cu două luni înainte de tabăra propriu-zisă ne-am întâlnit cu toții și am pus cap la cap toate detaliile, noi am fost instruiți cum să avem grijă de copii, cum să creăm programele și așa mai departe. Principiile Yupi sunt terapia prin experiență. Asta presupune că în timpul taberei nu se pune accentul pe boală, nu se discută despre diabet, grijile legate de glicemii și tratament sunt lăsate în grija doctorilor, la fel voluntari, iar noi, voluntarii, amici de joacă sau gazdă, ne ocupăm de activitățile de recreere ale copiilor și adolescenților. Ca să vă faceți așa o impresie, o imagine despre ce se petrece în săptămâna Yupi, am făcut multe activități, canotaj, alpinism cățărat, călărit, lucru manual și multe, 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 multe experiențe de joc și joacă, din care cu toții ne-am distrat, ne-am simțit bine. În timpul programelor erau 40 de voluntari, dintre care erau doctori, medici, nutriționiști, toate erau calculate și personalizate pentru fiecare copil sau adolescent cu diabet. Prin urmare, cei care au participat în tabără nu au avut niciun fel de grijă la capitolul acesta. Eu am fost amic joacă, asta presupune că m-am ocupat de unul dintre programe, și anume lucru manual. Am avut ocazia să-i văd pe toți participanții și să îi fac așa să fie creativ. Pentru o oră jumătate am făcut fundițe, am împletit, am lipit și așa mai departe, timp în care amicii gazdă, în categorie de voluntari, se ocupau de anumite grupuri de copii. Și anume, în tabără erau mai multe grupuri de copii clasificați pe căsuțe și fiecare căsuță avea un amic joacă și mulți amici gazdă. Practic, pe parcursul taberei eram împreună și aparțineam de o singură căsuță, de un singur grup. Eu am avut 8 flăcăi, am avut ocazia să iam așa în căsuță pe 8 băieți cu diabet, adolescenți. 13-18 ani a fost categoria de vârstă și vă zic sincer că am avut ocazia să îi cunosc mai bine. Am avut în fiecare zi discuții de seară, se chema, anume ne întâlneam
și povesteam tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă, cum a fost cum a fost acățărat, ce le-a fost frică, ce le-a plăcut mai mult sau mai puțin. Discutam și anumite teme mai generale despre sentimentul de reușită, de exemplu, sau despre cum să-ți îndeplinești visele și multe lucruri generale care ne-au ajutat să ne cunoaștem mai bine și să creăm, zic eu, legături de prietenie. Din experiența mea, a fost o săptămână extrem de frumoasă, extrem de multă muncă, s-a văzut efortul de pe ambele părți și de la voluntari și de la organizatori, toate au fost foarte bine puse la punct, o implicare fabuloasă din partea conducerii, pe care asta mulțumesc foarte mult pentru feedback-urile constante pe care mi le-au oferit și m-au ajutat cumva să-mi îmbunătățesc programul și să fiu mai să mă ameliorez de la o zi la alta, pentru că pentru mine a fost prima dată când am fost în tabără ca voluntar și erau multe lucruri care poate mă copleșeau la un moment dat, dar coordonatorii au fost acolo să mă ajute și să mă pună pe drumul cel bun, în sensul că trebuia să fiu atentă la timing, cum preiau copiii de la un program și îl duc la programul meu, cum îi duc mai departe, multe detalii pe care nu le știam, dar am avut noroc de un birou de conducere excepțional care a fost acolo și pentru noi, nu doar pentru copii. La capitolul programe diferă de la un an la altul, dar din câte am înțeles, rămân la bază activitățile canotaj, călărit, lucru manual, tir cu arcul, am uitat să-l specific, asta a fost pompa mea, și sunt 4 tabere, 2 pentru diabet și 2 pentru boli oncologice. Dacă vreți să fiți voluntari, la fel, pe site vă înscrieți. Dacă vreți să participați, la fel, pe site vă înscrieți. Eu nu mă ocup de asta, nu știu să vă dau detalii, de aceea vă încurajez să mergeți pe site să vedeți acolo toate informațiile. Eu personal am avut parte numai de bucurii și de satisfacții, în ciuda oboselii pe care am simțit-o la final, pentru că este normal. Am investit multă energie și am suferit foarte tare la plecarea copiilor din tabără, pentru că inevitabil ne-am atașat și am simțit așa că o parte din mine pleacă cu ei, dar a fost excepțional. Și m-ați întrebat, că v-am pus pe story un poll să-mi puneți întrebări, v-am rugat să-mi puneți întrebări legate de tabără, iar una dintre ele era legată de costuri, cât costă tabăra. Pentru participanți, pentru cei care vreți să veniți în tabără, este absolut gratuit. Yupi face o treabă excelentă pentru că pune la dispoziție taberele acestea absolut gratuite. De aceea suntem și noi voluntari, ne implicăm benevol fără să vrem bani, fără să cerem bani și sunt foarte mulți sponsori care susțin cumva activitatea. Bun, deci am acoperit întrebarea legată de costuri. Mai era întrebare legată de cum ajungi să fii voluntar sau să participi și care sunt criteriile de vârstă. Din nou, vă recomand să mergeți pe site, vi-l las și aici și în descriere, să vedeți acolo toate detaliile, să vă ocupați locul din timp dacă vă doriți. Sunt anumite criterii, dacă nu mă înșel, ai voie să participi de 3 ori. Media de vârstă este la copii, nu știu, de la adolescenție 13-18 ani. Sper să nu greșesc, dar din nou vă recomand să aruncați acolo o privire pe site, să vedeți tot ce trebuie să știți. Locația. Mai era o întrebare legată de locație. Este Șăulia, în județul Mureș. Deci e la 30 de km de Târgu Mureș și la 80 de km de Cluj. Deci e cumva în mijlocul țării, accesibilă pentru majoritatea oamenilor. Alte informații despre tabără nu știu să vă mai zic, de aceea vă recomand să intrați pe site acolo, pentru că eu am fost doar voluntar și sincer vă zic că aș repeta oricând experiența pentru simplu fapt că te îmbogățești uman, împarți multe experiențe în contextul în care îi înțelegi pe copii, eu cel puțin având diabet am putut să rezonez foarte mult cu ei. La fiecare insulină pe care și-o făceau, eram acolo și îi încurajam. La fiecare glicemie mică sau mare, trăiam și eu cu sufletul la gură. Am făcut hipo împreună cu ei. În timp ce ne jucam, îmi scădea și mie glicemia, la fel cum le creștea sau le scădea lor.
Deci, cumva, a fost o legătură foarte autentică din punctul ăsta de vedere. Copiii care au fost în tabără mi-au oferit un feedback atât de frumos încât mi-am dat seama că asta îmi place să fac. Îmi place să mă joc cu ei, îmi place să dau din energia mea pentru că la rândul meu mă încarc și eu cu toată iubirea asta care vine la voi. Și de asta este și, na, principala motivație pentru care fac lucrurile astea, că mă îmbogățesc și că îmi dați atâta iubire pe care, în context, poate nu aș putea să o primesc. Mâncarea, na, de tabără, foarte bună, calculată. N-am reproșuri la capitolul ăsta, condițiile foarte bune, mi-au plăcut enorm, dar cel mai mult mi-a plăcut legătura pe care am creat-o cu copiii. Clar, n-am petrecut la fel de mult timp pe cât mi-aș fi dorit cu ei, pentru că atunci când ești voluntar, trebuie să te ocupi de multe lucruri, ești coordonator, ai mai multe îndatoriri și trebuie să îți îndeplinești sarcinile, dar nu mi-a furat mult din timpul pe care l-aș fi petrecut cu copiii. Regret că nu am putut să filmez, dar nu regret faptul că am fost prezentă, că n-am stat pe social media, chiar o săptămână n-am postat nimic și oamenii m-au întrebat dacă sunt bine. Da, am fost foarte bine în contextul ăsta, n-am postat și n-am filmat pentru că am fost acolo pentru copii. Iar la plecare, toate îmbrățișările pe care le-am primit și toate lacrimile de bucurie au făcut ca munca și experiența să merite. Cam asta e despre YubiCamp. Vă recomand să participați ca voluntari, să participați voi ca persoane cu diabet, tineri, copilași, adolescenți. Dați-i ocazia unei astfel de tabere să vă schimbe în bine, să cunoașteți oameni la fel ca voi, să uitați de telefon și de tehnologie pentru o săptămână, să explorați natura, să vă explorați pe voi, să cunoașteți oameni la fel de dulci ca voi și de ce nu să aveți un nou motiv pentru care să vă luați energie și inspirație de la alți oameni. Pentru că câteodată diabetul ne plasează așa într-o zonă de izolare și în astfel de tabere putem să ne consolidăm încrederea de sine și sentimentul de reușită este profund accentuat acolo. Eu mă opresc aici cu acest storytelling, sper că l-ați găsit interesant, că v-am motivat să aplicați și voi, de ce nu? Poate la anul ne vedem în tabără, nu știu sigur dacă voi mai participa pentru că nu știu agenda în avans, dar vă țin la curent cu tot ce voi face și sper din suflet să faceți un bine altuia, fie că e prin voluntariat, fie că e printr-o faptă bună, să vă investiți energia și timpul pentru cei care merită. Și toți copiii din tabără au meritat energia mea. Mulțumesc tare mult că te-ai uitat la vlogul ăsta până la final. Îți mulțumesc, Iupi, pentru experiența asta magică. Mulțumesc tuturor din Asociația Iupi că mi-au oferit șansa să fac parte din povestea Iupi și voi face tot posibilul ca la anul, de ce nu, să mai scriem o pagină împreună. Vă pup, vă îmbrățișez și aveți grijă de voi!